În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Înviețile Sfinților citire, luna decembrie, ziua 29-a, cuviosul Marcu de la Peșteră și Teofil Plângătorul, din Patericul Pecerscăi. Prin vechea și mai prin nou, și prin noua arătare, lui Ezechiel prorocul mai întâi, iar mai pe urmă celui de la pieptul lui Hristos, adică Sfântului Ioan, s-a arătat în chipul îngerești o ființă, între celelalte având asemănarea unui leu. Potrivit este semnul acesta tainic al Sfântului Marcu din Pecerska, căci precum leul deșteaptă puii prin glasul său, astfel și glasul acestui cuvios i-a dat Dumnezeu putere ca aceasta, încât și frații cei morți se deșteptau și-l auzeau. Pe lângă aceasta e drept să a se socoti cuviosul acesta în ceata îngerească, căci chipul îngeresc, în rânduiala monahicească purtându-l cu vrednicie, asemenea cu îngeri a viețuit, precum mărturisește viața lui plină de cuviință, pentru care începutul povestirii îl facem astfel. Vremea nevoinței acestui fericit Marcu, mai mult decât toate semnele, mărturisește acest lucru vrednic de laudă, că în vremea lui s-au adus cinstitele moaște ale cuviosului părintelui nostru Teodosie, din peșteră în Sfânta Biserică cea Mare. Deci, acest fericit luând Sfântul și Îngerescul chip monahicesc, viețuia în peșteră, săpând întrânsa locuri multe cu mâinile sale, nu numai spre îndelenicire la rugăciune, ci și spre îngroparea fraților care mureau și pe spatele său scoțând țarina afară. Astfel se osenea totdeauna în locul cel plăcut lui Dumnezeu, așteptând plată multă în ceruri, iar pe pământ nimic nu vrea să ia, căci dacă cineva cu sila pentru dragoste îi dădea ceva, pentru săparea mormântului, ceea ce lua îndată dădea săracilor. Apoi își pusese fericitul pe mijlocul său niște fiare, pe care în toate zilele vieții sale le purta, fiind ziua și noaptea la rugăciune, iar de rugăciunea cea de-a pura nu despărțea ceea ce Dumnezeu a împreunat, adică postirea cea mare, de vreme ce și apa bea cu măsură, din măsura cea dată a crucii celei de aramă. Și astfel, pe vrăjmașul său care se lupta asupra Duhului, desăvârșit l-a biruit, nu numai prin temință, ci și prin oseneli și legături, prin nedormire și foame, și a omorât, zic, trupul său, nu numai prin liniște în peștera cea întunecată, ci prin săpare și prin încingerea cu fier, prin priveghere și prin post. Astfel, în chip îngeresc, ca un fără de trup s-a arătat, încât nu se temea de moarte, ci mai degrabă moartea se temea de glasul lui, ca de trâmbița arhanghelului. Deci cuviosul părintele nostru Marcu a luat putere de a face minuni, încât și morții ascultau porunca lui, lucru care, prin multe semne, s-a mărturisit. Odată se pun un mormânt, după obicei, a slăbit, și a lăsat locul strâmb și nelărgit. Atunci s-a întâmplat una din fraze, s-a îmbolnăvit și a murit. Și nu era loc de îngropare decât numai acolo. Deci au adus pe mort în peșteră și abia au putut să-l pună în acel loc strâmb. De aceea s-a făcut cârtirea asupra lui Marcu, căci nu putea să îngrijească pe mort, nici unde lemn să toarne peste dânsul din pricina locului strâmb. Iar cuviosul se închina cu sporenie la toți zicând: iertați-mă, părinților, că și pentru neputința mea nu l-am sfârșit, iar ei foarte mult îl dosădeau. De aceea fericitul a zis mortului: de vreme ce locul este strâmb, mișcă-te singur, frate, și luând un de lemn aturnat pe sine în chipul crucii, pe față și pe piept, și iarăși a dat vasul înapoi. Apoi el, înaintea tuturor, cu rânduială culcându-se, a dormit, iar această minune, văzându-se pe toți, a cuprins spaimă și cutremur.
Iarăși alt frate, Borin mort, mult a murit, iar unul din prieteni, ștergându-se după obicei cu buretele, a mers în peșteră, vrând să vadă locul unde avea să puie trupul iubitului său și întreba pe fericitul Marcu de la peșteră, iar fericitul i-a răspuns, mergi, spune fratelui, ca să aștepte până mâine până ce voi săpa locul și atunci se va duce la o odihnă veșnică. Iar fratele a zis lui Marcu, părinte, eu și cu buretele i-am șters trupul lui fiind mort, cui îi poruncește să-i spun acesta? Dar Marcul iarăși a zis, iată locul îl vezi, dar este nepregătit, îți grăiesc, mergi de spune celui mort astfel. Păcătosul Marcu îți zice, poate să mai stai încă astăzi aici până îți voi găti locul și te voi înștiința și mâine te vei duce la doritul tău Hristos. Deci ascultând, fratele a mers în mănăstire și a aflat pe toți frații să vârșim de obișnuita cântare asupra mortului. Atunci a zis către cel mort, frate, zgrește ție, Marcu, că locul în care nu ți se pregătit să mă aștepți, că locul încă nu ți se pregătit să mă aștepți încă până dimineața. Iar acesta zicând și toți, mirându-se, îndată a înviat mortul și s-a dus într-însul sufletul său. Și a petrecut ziua și noaptea acela viu fiind, însă n-a găsit nimănui nimic, ci privea numai cu ochii deschiși. Iar a doua zi, fratele acela care venise înainte, a mers iarăși în peșteră ca să afle dacă s-a gătit locul, iar Sfântul i-a zis, mergând, spune celui ce a înviat, Marcu zice să lași acum viața aceasta vremenică și să treci la cea veșnică. Dă-ți Duhul tău lui Dumnezeu, iar trupul să se pună aici, în peșteră, cu Sfinții Părinți, că iată locul este gata. Și mergând, fratele i-a spus toate acestea celui care înviase, iar el îndată închizându-și ochii și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu și astfel cu cinste a fost pus în peșteră, în locul cel gătit. De această proslăvită minune, toți mirându-se, cum fericitul a înviat pe mort cu cuvântul lui și iarăși cu cuvântul lui a răposat, a preamărit pe Dumnezeu. Doi frați erau în aceeași mănăstire a Pecerscăi, însoțiți de dragostea inimii, care din tinerețe un gând și o râvnă aveau spre Dumnezeu, Ioan și Teofil. Aceștia au rugat pe fericitul Marcu ca să pregătească un loc de obște spre îngroparea lor când Domnul va porunci. Iar după multă vreme, Teofil, fratele mai mare, s-a dus undeva cu trebuință să mănăstirească, iar cel mai tânăr Ioan, bine plăcând lui Dumnezeu, s-a îmbolnăvit și a murit și l-a pus în peșteră în locul cel gătit. Apoi, după câteva zile, s-a întors din călătorie Teofil și, înștiințându-se despre moartea fratelui său, s-a îndrisat foarte și luând pe unii cu sine, s-a dus în peșteră vânt să vadă pe cel ce murise în ce loc este pus. Și văzând că este pus în mormântul cel de obște, la locul de mai sus, nu i-a plăcut și cărtea împotriva fericitului Marcu zicându-i, pentru ce l-ai pus aici pe în locul meu, de vreme ce eu sunt mai bătrân decât el? Iar fericitul, smerit fiind, se pleca lui zicându-i, iartă-mă, frate, că am greșit. Apoi, întorcându-se spre cel care murise, a zis, frate, scoală-te, dă locul acesta fratelui tău, celui meu bătrân, iar tu să te culci la locul cel mai de jos. Și îndată, după cuvântul fericitului, mortul s-a sculat și s-a culcat la locul cel mai de jos, văzându-l toți cei care merseseră acolo, care s-au spământat. Atunci fratele care cârtise asupra fericitului Marcu a căzut la picioarele lui zicându-i, am găsit părinte mișcând pe fratele din loc, mă rog ție poruncește ca iarăși să se culce acolo. Iar fericitul i-a răspuns, Domnul însuși ridicând vrajba dintre noi pentru curtirea ta, nu ca totdeauna vrăjmășind să ții răutate asupra mea, a făcut aceasta cu trupul mortului acestuia, că și-a arătat și după moarte dragostea ce are pentru tine, dându-ți întietate și s-a sculat din partea cea mai de sus a mormântului, care de obște s-a gătit vouă, pentru că a scula morții să dumnezeiesc lucrul, iar eu sunt om păcătos. De aceea nu pot singur de la mine face, fără pricină, să zic acestui mor, scoală-te, culcă-te iarăși la locul cel mai sus. Să-i poruncești tu lui dacă te va asculta.
Însă și aceasta să știi că ți se cădea să nu ieși de aici ca îndată să-ți fi moșenit întâietatea și într acest ceas aici să te fi pus de vreme ce nu ești gata de ieșire, merge de te îngrijește de mântuirea sufletului tău și după puține zile aici te vei aduce. Acestea auzind, Teofil s-a întristat foarte și s-a înfricoșat socotind că îndată acolo va muri și nici nu îndrăjdea să mai ajungă la mănăstire. Apoi, abia venindu-și în sine, a mers la chilia sa, fiind cuprins de plângere nemângâiată. Atunci a împărțit toate ale sale celor de nevoie, lăsându-și numai o rasă și o mantie, și în toate zilele aștepta ceasul morții și nimeni nu putea să-i asâmpere amarul plâns, ci acei ce veneau al mângâia spre mai mare tânguire îl porneau și nici nu puteau alțili să guste ceva din bucatele cele dulci, ci lacrimile lui erau pâine ziua și noaptea. Că sosind ziua cu lacrimi în fața, își spăla și zicea, nu știu de voi ajunge seara, iar noaptea venind iarăși cu lacrimi, ochii săi închidea zicând, cine știe dacă voi ajunge până dimineața, căci mulți din somn, sculându-se dimineața, n-au ajuns seara și nici alt somn afară de moarte și mulți adormind nu s-au sculat din pat. Apoi eu cum să nădăjduiesc a fi viu, care am fost, care am luat și țară că peste puțină vreme mă voi sfârși. Și să gal către Dumnezeu, ca să-i dea, după îngăduirile sale, vreme de pocăință, purgă flămânzit și plângând. Și astfel, mulți ani făcând, atât de mult își subțiase trupul încât și alcătuirile lui puteau ale număra și nu după multă plângere se lipsise de mulțimea de lumina ochilor. Iar cuviosul părintele nostru Marcu, cunoscându-și ceasul ducerii sale către Domnul, a chemat lui Teofil și a zis lui, iartă-mă, frate, că te-am mâcnit pentru mulți ani și te roagă lui Dumnezeu pentru mine, că iată, acum mă duc din lumea aceasta. Iar de voi lua îndrăsneală, nu voi uita să mă rog pentru tine, ca să ne vrednicească Domnul ca amândoi, văzând acolo sfânta sa față, să ne vedem unul pe altul și să petrecem la un loc cu cuvioșii noștri părinți, Antonie, Teodosie și Teodosie al Pecerscăi. Iar Teofil cu plângere i-a răspuns, pentru ce mă lași, părinte? Sau ia-mă cu tine, sau dă-mi aici vederea, căci știu că pentru păcatele mele, căzând în peșteră, îndată aș fi murit înaintea ta, când a ridicat pe fratele cel mort. Dar Domnul m-a curțat pentru sfintele tale rugăciuni, așteptându-mi pocăința. Deși acum poți să-mi dai ceea ce te rog, sau să mă iei cu tine către Domnul, sau să văd. Iar cuviosul Marcu i-a zis, frate, să nu te mâcnești, că pentru Dumnezeu ai orbit cu ochii trupești, iar cu cei duhovnicești vezi înțelepciunea cea adevărată. Eu mai bine am voit a fi pricina orbirii tale, că ți-am spus despre moarte, vrând să-ți fie de folos sufletului și în alta ta cugetare trupească, spre smerenie s-o aduc. Căci inima înfântă și smerită, nu aceea care se laudă cu întâietate, Dumnezeu nu va urgisi. Pentru aceea, nu ți este de trebuință să vezi lumina aceasta de puțină vreme, dar cere de la Domnul să vezi slava Lui în lumina cea pură a fiitoare. Să nu dorești de moarte, că va veni chiar de nu ai voi, însă acesta va fi semnul ducerii tale, că mai înainte cu 3 zile de sfârșitul tău vei vedea și așa că Domnul te vei duce. Și acolo vei